În Gorj, autoritățile au intervenit pe râurile Gilort și Sohodol, care s-au umflat și amenințau localitățile din zonă. Angajații de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj au format diguri de apărare din saci de nisip. Pe Valea Oltului, în și drumul național a fost inundat, după ce instalațiile de canalizare nu au mai făcut față. De asemenea, pompierii de la Isuful ce au intervenit la Peșcana după ce mai mulți copaci au fost dobărâți de furtună. Temperaturile au scăzut și cu 10 grade. Specialiștii sistemului de gospodărire a apelor Dolj monitorizează râurile și intervin acolo unde este necesar. S-a instituit cod galben pe râurile din bazinele hidrografice ale Jiului, sector aval, confluență cu râul Motru și râul Gilort, curs inferior de astăzi de la ora 11 și până mâine la ora 12. În ultimele 24 de ore pe râul Jiu, nivelurile și debitele au fost în general în creștere pe întreg cursul. La stația de la Răcari, Jiul se situează peste cot de atenție, iar tendința este de creștere. Meteorologii au emis ieri avertismente de ploi abundente și instabilitate atmosferică accentuată care a vizat mare parte din țară. Județul Vâlcea și zona montană a județelor Gorj și Argeș s-au aflat pe avertizare cod roșu de ploi.